Dragi prieteni, așa cum v-am promis, continuăm șirul interviurilor cu personalități din județul Bacău, cu factori de decizie, cu primarii, cu aleșii noștri, cei care, iată, în această perioadă destul de grea pentru noi toți, această pandemie care ne-a trimis în casă, lucruri la care nu ne gândeam la începutul anului, dar sigur trebuie să fim și corect informați și de aceea noi ca oameni de presă ne-am gândit să vă aducem în case știrile și de unde mai bine decât la cei pe care dumneavoastră i-ați ales. De această dată stăm de vorbă cu domnul primar al comunei Ștefan cel Mare. Bine v-am găsit! Bună ziua! Și Hristos a înviat! Domnul primar Vlasie Ion, primarul comunei Ștefan cel Mare, este pregătit să ne răspundă la câteva întrebări și vreau să vă mulțumesc, domnule primar, încă de la început, pentru că aveți amabilitatea de a comunica cu noi și prin intermediul nostru cetățenii comunei Ștefan cel Mare să afle cam cum este situația în comuna dumneavoastră. Ce ați discutat cu oamenii, cam care este atmosfera în acest moment? Spuneți-mi, vă rog, dacă cetățenii respectă în general ordonanțele militare și dacă stau în case și evită prin distanțare socială răspândirea acestui virus la Ștefan cel Mare. Ce aș putea să vă spun? Că în ceea ce privește criza generată din noul coronavirus, măcar până în acest moment, ne descurcăm foarte bine, în sensul că nu s-au semnalat cazuri de infectare printre locuitori, aceștia respectând recomandările autorităților. Dacă la început oamenii erau speriați și nu știau cum să acționeze pentru a evita infectarea cu noul virus, acum, după atâta informare, după atâta mediatizare și numeroase apeluri făcute de autorități și respectând indicațiile medicilor și ale autorităților, oamenii par să fi conformat și să-și fi adaptat viața de zi cu zi în lupta cu acest inamic nevăzut. Cum v-am mai spus, până în acest moment, oamenii par să fi înțeles importanța deosebită a respectării sfaturilor autorităților și a specialiștilor, adaptându-și modul de viață la lupta cu virusul. Am înțeles. Ce măsuri ați luat dumneavoastră la nivelul primăriei? Cum ați organizat activitatea din primărie? Știm cu toții că acum trebuie cu un personal mai redus sau pe schimburi. Cum v-ați gândit dumneavoastră și cum ați realizat practic acest lucru? Pentru mine, factorul uman are o importanță deosebită în înfăptuirea actului administrativ, astfel că protecția angajaților este primordială. În acest sens, asigurăm personalului măști de protecție, mănuși și dezinfectant. Am adaptat accesul cetățenilor în instituție, astfel ca documentele să se poată da la geam, iar unde este nevoie de completarea unor formulare sau alte proceduri pentru care este necesară intrarea în birouri, aceasta se face după luarea tuturor măsurilor pentru evitarea infectării cu noul coronavirus, purtarea măștii de protecție și a mănușilor. În afara primăriei, monitorizăm și persoanele peste 65 de ani care sunt singure și nu-și pot procura cele necesare și pentru celelalte persoane care întâmpină dificultăți în această perioadă. În fiecare zi, dacă nu la două zile, împrăștiem dezinfectat pe drum, trotuare, zonele apropiate de magazine și instituții. Lucrătorii din cadrul poliției locale împreună cu cei de la Poliția Națională participă la acțiuni specifice în lupta cu noul virus. Spuneți-mi, vă rog, în ultima perioadă au fost persoane care au venit în localitate din Italia, din Spania, din zonele roșii, cum le spun autoritățile? Da, am avut astfel de situații, la fel ca în toată țara. În prima perioadă de la declanșarea pandemiei a fost un flux de cetățeni care s-au întors din străinătate, chiar și din zone afectate de coronavirus, dar după înăsprirea regulilor la frontiere, acest flux s-a diminuat considerabil. Și am avut persoane chiar din comuna noastră care au fost în centru de carantină în cadrul comunei la pensiunea Ferma Veche. La Bogdana? Sau... La Bogdana, da, așa. La Bogdana, da. Da. Spuneți-mi, vă rog, în această perioadă, dacă, pentru că mai sunt și lucruri pe care oamenii vor să le rezolve, să ne indicați un număr de telefon fix și o adresă de e-mail la care ei pot, ca să evite ieșirea și contactul cu alte persoane, să vă pună întrebări, să rezolvați anumite chestiuni administrative care se pot face și pe cale electronică. Deci un număr de telefon fix
fix și un e-mail al primăriei unde... Numărul fix de la primărie, de telefon de la primărie, este 0234-339-000. Da. Numărul de fax 0234-339-050. Da. Și un alt fax 0234-339-250. Adresa de e-mail a primăriei este prim_stefan@yahoo.com, unde oamenii se pot adresa oricând doresc, când au probleme. Pe lângă aceste numere fixe, numărul fix de la primărie, fax și adresa de e-mail, mai e și numărul meu de mobil, care cred că este la îndemâna oricui. Da, asta e un lucru foarte bun. Da, și pot să-l spun acum direct, da, 0744-77-26-78. Ăsta e un lucru... majoritatea cetățenilor au acest număr. Mă bucur foarte mult. Să știți că, în general, primarii cu care am discutat noi au, la fel, ne-au dat numărul lor de telefon și asta arată că sunteți deschiși față de cei care v-au ales și că ei, pentru probleme deosebite, se pot adresa direct primarului. E bucurător să vedem că există și la Ștefan cel Mare transparență decizională și iată că oamenii pot să primească informații direct de la cel pe care l-au ales. Puneți-mi, vă rog, personalul sigur este mai redus în această perioadă, așa cum ne spuneați, dar care este starea de sănătate a lor, a funcționarilor publice, a celor din aparatul primarului? Deci, la nivelul personalului din primărie, nu avem niciun fel de probleme. Toți sunt sănătoși și avem de muncă. Sperăm că măsurile întreprinse să funcționeze și să nu avem cazuri de îmbolnăviri pe parcurs. E bine să auzim asemenea lucruri. Spuneți-mi, vă rog, dacă alte aspecte vreți să le prezentăm cetățenilor din Ștefan cel Mare cu ocazia acestui interviu, dacă doriți să mai completați la întrebările noastre anumite aspecte. Pentru felul cum s-au purtat, mulțumesc tuturor locuitorilor comunei Ștefan cel Mare că au înțeles cum se lupte împotriva acestui virus prin respectarea tuturor recomandărilor specialiștilor și ale autorităților. Adoptarea acestui comportament a făcut să nu avem, cel puțin deocamdată, niciun caz de infectare pe raza comunii. Recomandarea mea este să menținem acest tip de comportament atât timp cât suntem constrânși să facem acest lucru. Dar și după aceea, deoarece de noi depinde dimensiunea acestei perioade. Mulțumim. Să ne revedem cu bine și urez multă sănătate tuturor locuitorilor din comuna Ștefan cel Mare. Mulțumim foarte mult, domnule primar. Dragi prieteni, a fost alături de noi primarul comunei Ștefan cel Mare, domnul Vlasie Ion. Domnule primar, multă sănătate, putere de muncă și să ne revedem cu bine în curând. La revedere. Mulțumesc la fel și dumneavoastră. La revedere.